să spun încă o dată în seara aceasta, împreună cu cei ce sunt prezenți în casa de rugăciune, binecuvântat să fie Domnul. Amin. Mi-au venit în minte cuvintele psalmistului David, care în urmă cu 31 de viacuri spunea să se bucure și să se veselească în tine cei ce te caută. Cei ce iubesc mântuirea ta să zică fără încetare, preamărit să fie Domnul. Amin. Bucuria în casa Domnului se pare că este rezervată celor ce îl caută pe Domnul. Precizând lucrul acesta, pentru că se poate întâmpla să te găsești în casa Domnului fără să ai dorința aceasta. Dar Domnul, după masa aceasta, să aibă milă de noi toți. Amin. Amin. La noi, la români, se spunea odată, și poate că vă mai amintiți vorba aceasta, că există adevărul care pot fi spuse doar sub formă de glumă. Adevărurile care dor sunt mai ușor de primit atunci când sunt spuse sub formă de glumă. Aș vrea să vă spun însă că marile adevăruri au fost spuse în pilde. În urmă cu 20 de viacuri pe pământul acesta, a trăit în trup omenesc Fiul lui Dumnezeu, cel mai înțelept învățător din câți au trăit vreodată pe pământul acesta, și-a rostit o seamă de pilde, dintre care o parte ne-au rămas scrise pe pagina Bibliei și este o binecuvântare pentru noi faptul că avem oportunitatea să ne apropăm asupra lor și chiar dacă ni se cere câteodată un exercițiu de voință să încercăm să înțelegem mesajul lor, eu cred că strădania aceasta este răsplătită din plin. Dumnezeu răsplătește pe cei ce caută fața Lui și caută să înțeleagă voia Lui. Domnul să ne binecuvânteze. N-am să mai vorbesc, n-am să mai reamintesc lucrurile pe care le-am împărtășit cu dumneavoastră azi dimineață cu privire la pilde, niște lucruri cu caracter general. Am să spun însă că pilda aceasta, împreună cu celelalte care sunt cuprinse în capitolul 13 din Matei, par să fie spuse în perioada de început a lucrării Domnului Iisus, pentru că Domnul, iată, la primele două pilde pe care le rostește, dă ucenicilor și interpretarea. Ucenicii Domnului Iisus, oameni simpli, necărturari și de rând, nu erau obișnuiți în vremea aceea de început să prindă sensul adânc, tâlcul unei pilde, de aceea s-au apropiat de Domnul în faza de început și l-au rugat să le tâlcuiască pilda, să-i ajute să o înțeleagă. Și cred că pe măsură ce creșteau în umblarea lor cu Domnul, din punct de vedere spiritual, bineînțeles, oamenii aceștia au căpătat și înțelegere. Primele pilde, cred că au fost acelea care au fost însoțite de explicarea lor. De altă parte însă, de multe ori se întâmplă că găsim cheia cu care să deschidem ușa unei pilde, dacă citim și contextul în care a fost spusă pilda respectivă. Multe din pildele Domnului Iisus au fost spuse ca răspuns la o provocare de moment. Cineva din mulțime, de bună oară, i-a pus o întrebare și Domnul, ca să dea un răspuns care să rămână în mintea, întipărită în mintea ascultătorilor, a folosit o pildă. Citirea contextului în care a fost rostită pilda, să știți că de multe ori ajută la înțelegerea ei. După masa aceasta am recitit pilda Neghinei, o pildă care, în cuvinte scurte și simple, exprimă adevăruri foarte mari. În timpul pe care l-am la îndemână, mă voi strădui să împărtășesc cu dumneavoastră câteva dintre ele. Nu spun lucrul acesta ca și cum aș plânge că timpul nu ajunge. Eu mă uit înainte de a mă uita la ceas, mă uit la capacitățile mele. Și după vreo 20 și ceva de ani de când slujesc Domnului din cuvânt, încă simt nevoia și probabil că voi simți mereu să mă ajute Domnul să înțeleg, apoi să găsesc cele mai potrivite cuvinte ca să transmit și mai departe ceea ce El mă ajută să înțeleg. De aceea, încă o dată zic, în timpul pe care îl avem la îndemână, aștept ca Domnul să-mi dea ajutorul și El să călăuzească prin Duhul Său întreaga lucrare. Amin, amin, amin.
Primul lucru pe care Domnul Iisus îl afirmă în această pildă este că împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui. Și dacă Domnul a avut bunăvoința să precizeze și înțelesul acestei pilde, eu mă voi folosi de cuvintele Domnului Iisus, pentru că de la versetul 36 în jos, în același capitol 13, Domnul oferă ucenicilor săi tâlcuirea acestei pilde și spune: cel ce seamănă sămânța bună este Fiul omului, și apoi adaugă: țarina este lumea. Așadar, în prima frază cu care începe pilda aceasta a neghinei, Domnul exprimă două adevăruri extraordinar de mari și de importante. Primul dintre ele este acela că El, Fiul omului, El a semănat sămânță bună. Al doilea era în țarina sa. Țarina care este lumea, este a sa. M-am uitat în Evanghelie, dragii mei, și am constatat că în timpul celor 3 ani și jumătate, Domnul Iisus a lucrat fără răgaz. Noi ne mai permitem vacanțe și nu spun neapărat că este rău lucrul acesta. Concedii, câteodată spunem, nu pot să predic, mă doare măseaua, nu m-am odihnit bine azi noapte, am avut foarte multă bătaie de cap, n-am putut să-mi adun gândurile, și o grămadă de lucruri de felul acesta prin care încercăm să ne scuzăm. Dar, dragii mei, timp de 3 ani și jumătate, Mântuitorul Iisus, cu începere de la botezul său în apă și până la țintuirea sa pe cruce, Mântuitorul Iisus a lucrat fără răgaz și ziua și noaptea. Ziua se ocupa de nevoile mulțimilor care îl căutau, ba în sinagogi, ba în câmpii, ba pe vârf de munte, ba pe mal de mare. Mântuitorul Iisus a predicat neobosit, dimineața, seara, la timp și ne la timp. Pe lângă aceasta, Mântuitorul Iisus, în aceeași perioadă, a făcut foarte mult bine norodului. A vindecat pe toți cei ce erau aduși la El, i-a eliberat de demoni și de legături străine pe cei care erau prinși în legături de felul acesta, a înmulțit pâini, a potolit furtuni, a restaurat relații. Mântuitorul Iisus a predicat și a lucrat neobosit. Toată această activitate eu aș cuprinde-o în expresia a semăna sămânța bună. În ciuda acestui fapt și în mod paradoxal, oamenii vremii de atunci au spus despre el o mulțime de lucruri rele și neadevărate. Una din acuzațiile care au fost aduse Fiului lui Dumnezeu a fost aceea că El duce poporul în rătăcire. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 7, versetul al 12-lea, găsim scris că unii au spus despre El că este un om bun. Îl priveau cu simpatie. Dar alții, ca să-i corecteze pe cei din tâi, spuneau: nu, nici vorbă. El duce poporul în rătăcire. Ceea ce este surprinzător și chiar dureros este faptul că Domnul Iisus Hristos le-a arătat oamenilor adevărata cale. Le-a arătat adevărata imagine a lui Dumnezeu. Le-a descoperit voia lui Dumnezeu. În gura lui avea să spună cu 750 de ani înainte un profet din vechime, și anume Isaia, că nu s-a găsit vicleșug. El n-a făcut niciun rău și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Și cu toate astea, despre el s-a spus că duce poporul în rătăcire. Într-o altă împrejurare s-a spus despre el că lucrează în colaborare cu stăpânitorul lumii demonice. În Evanghelia după Matei, în capitolul 12, oamenii au fost mirați de unele lucrări făcute de Domnul Iisus și au spus: oare nu este acesta fiul lui David? Și fariseii, când au auzit că se face o legătură între fiul lui David, pe care norodul îl aștepta, și acest Iisus, acest învățător din Galileea, fariseii au sărit în sus de ar și au spus: nici vorbă, lucrează împreună cu Domnul Dracilor. O altă acuzație care a fost adusă Domnului Iisus. Pe de altă parte, Domnul și-a permis să facă vindecări și am citit nu cu multă vreme în urmă din Evanghelia după Luca, din capitolul 13,
vindecarea acelei femei gârbove care timp de 18 ani a stat încovoiată fără să poată să-și îndrepte spatele. Lucrarea aceasta a fost făcută într-o zi de sabat și Domnul a mai făcut și alte vindecări în zi de sabat. Și despre Domnul Iisus s-a spus de către mai mari vremii de atunci că El tatăl legea lui Moise, că nu respectă sabatul, că strică toate rânduielile și așa mai departe. În sfârșit, n-aș vrea să trec în revistă în seara aceasta toate acuzațiile care au fost aduse cu privire la El, dar aș vrea să spun că toate au fost nejustificate și lipsite de orice temei. Mântuitorul Iisus a fost cel mai frumos caracter omenesc care a trăit vreodată pe pământul acesta, pentru că în ființa Lui se împleteau în chip armonios natura umană și natura divină. Despre El s-a spus că El este cel mai frumos dintre oameni, au spus-o fiii lui Core. A fost o zi în care Domnul Iisus și-a provocat adversarii. Era în mijlocul lor și le-a spus, care dintre voi mă poate dovedi că am păcat? În Evanghelia după Ioan, în capitolul 8, versetul 46, dacă nu dau greș. Și în fața unei astfel de provocări, dacă vreunul din mulțime ar fi putut să spună cu îndreptățire, eu știu ceva despre tine, ce nu știu ceilalți, cu siguranță că ar fi spus-o. Dar nimeni n-a putut să spună în ziua aceea nimic rău despre El. A fost dus la un moment dat Domnul Iisus în fața unui reprezentant al justiției omenești. E vorba despre Pilat din Pont. Omul acesta l-a anchetat pe Domnul Iisus, adică a făcut o anchetă și imediat și-a dat seama că acuzațiile care îi erau aduse sunt nefondate. Omul ăsta a priceput că din pismă Iisus a fost dat în mâinile lui. Și apoi, de trei ori în aceeași împrejurare, a mărturisit despre Domnul Iisus că este nevinovat, adică neprihănit. Și soția lui a avut parte de un vis în care ea a primit un mesaj pe care trebuia să-l transmită soțului ei. Și i-a spus să n-ai nimic de a face cu neprihănitul acesta. Mesajul era de sus. De altă parte, autorul epistolei către evrei vine și ne confirmă cu privire la viața Domnului Iisus că El a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar precizează un lucru foarte important, dar fără a avea păcat. Slăviți să fie Domnul! Amin. Vreau să vă spun, dragii mei, că Domnul Iisus, în timpul celor 3 ani și jumătate, a semănat întotdeauna și fără excepție numai o sămânță bună. Ceva frumos, ceva folositor, ceva util. Ceva ce dacă oamenii ar fi primit și dacă ar fi ascultat și ar fi urmat, viața omului pe fața Pământului ar fi fost foarte diferită de ceea ce vedeți dumneavoastră astăzi. Imaginați-vă, Domnul Iisus Hristos i-a învățat pe oameni să se iubească unii pe alții. Dacă oamenii ar asculta toți ce a spus Domnul Iisus cu privire la acest aspect al dragostei față de aproapele, vă dați seama că de atunci încoace noi n-am mai fi avut război? Vă dați seama că de atunci încoace nu s-ar fi năruit nicio familie? Vă dați seama cum ar fi fost viața pe acest pământ? Dacă măcar creștinii ar fi ascultat întru totul, dacă măcar biserica ar fi ascultat întru totul de învățătura Domnului Iisus, câte din problemele noastre ar fi putut să fie evitate? Dar problema este că sămânța aceea bună nu a fost ascultată întotdeauna. Dacă vă uitați, Domnul Iisus ne-a învățat să ne iubim și adversarii. Dacă cineva te lovește peste un obraz, pe-i stângul, pe-i dreptul, tu să-i întorci și pe celălalt, a spus Domnul Iisus. Și dacă oamenii ar proceda în felul acesta, foarte multe conflicte s-ar stinge foarte repede. Dar pentru că în loc să o întoarcem obrazul celălalt, obișnuim să răspundem cu aceeași monedă, conflictele nu se mai termină niciodată. Dar niciodată. Vin și spun încă o dată, în toată această perioadă de 3 ani și jumătate, Mântuitorul Iisus a semănat întotdeauna o sămânță bună.
O sămânță bună și o învățătură bună care a prins bine și în vremea de atunci, ar fi prins bine și în vremea de atunci, o sămânță și o învățătură bună care ar fi putut să fie folositoare în orice vreme, chiar și în contextul societății în care noi trăim. Un al doilea lucru pe care vreau să-l accentuez din această frază cu care Domnul Iisus a deschis pilda neghinei, este faptul că omul acesta semăna sămânța bună în țarina lui. Omul ăsta n-a intrat în pământul altuia. A lucrat acolo unde era dreptul lui. Și am ocazia acum să spun încă o dată cam cum stau lucrurile, ce drept are Dumnezeu asupra lumii acesteia și ce drept are vrăjmașul. Pentru că mi-a fost dat să aud și predicatori care vin și spun pe baza unui cuvânt pe care l-a spus ispititorul în Evanghelia după Luca, în capitolul 6, în versetul al 4-lea, în acest capitol 4 din Luca se vorbește despre ispitirea Domnului Iisus. Una dintre cele trei ispitiri menționate acolo avea în vedere provocarea aceea în care ispititorul i-a arătat de pe un munte înalt Domnului Iisus toată slava lumii. Nu știu cum i-a arătat-o, că de pe un munte înalt, oricât ar fi el de înalt, într-o atmosferă foarte clară, poți să vezi până la 50 de kilometri, poate până la 80, hai să fie 100 de kilometri, dar pământul cred că este un pic mai mare de atât. În sfârșit, vrăjmașul i-a arătat Domnului Iisus și i-a spus apoi, ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie mi-este dată și o dau oricui voiesc. Sigur că mai există un cuvânt în Evanghelia după Ioan, în capitolul 14, versetul al 30-lea, în care Domnul Iisus le spune ucenicilor săi, vine stăpânitorul lumii acesteia, el n-are nimic în mine. Pe baza acestor două versete vin mulți și spun, lumea îi aparține vrăjmașului. Și când spun oamenii cuvântul lume, se referă la pământul acesta cu tot ce este pe el. Dar dați-mi voie să vă spun că lucrurile stau puțin diferit. Eu tot din Scriptură știu că lumea aceasta a fost creată de Dumnezeu. Dintr-un cuvânt scris de Apostolul Pavel, înțeleg că tot ce a fost adus în existență, a fost adus în existență prin lucrarea nemijlocită, adică directă a Domnului Iisus. El le-a făcut pe toate. Amin. Și dacă El le-a făcut pe toate, înseamnă că ale Lui și sunt. Psalmistul David, în Psalmul 24, el începe cântarea lui cu o afirmație și spune, al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Să fi spus David din simpatie față de Dumnezeu lucrul acesta? Nu. Eu cred că l-a spus sub inspirația Duhului lui Dumnezeu. Și David a amintit celor din vremea lui că lumea aceasta îi aparține lui Dumnezeu și zic slăvit să fie Domnul. Amin. În Psalmul 50 de bună oară veți găsi un cuvânt pe care sigur că îl scrie psalmistul, dar l-a rostit Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, a mea este lumea cu tot ce cuprinde ea. Dacă Dumnezeu afirmă El însuși lucrul acesta, înseamnă că așa este. Lumea aceasta cu tot ce este pe ea îi aparține de drept lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Dar poate că cel mai frumos este arătat lucrul acesta în cartea profetului Daniel și tare mi-ar plăcea mie în seara aceasta să vă pot citi toată. Dar voi selecta câteva pasaje din cartea lui Daniel care spun, care explică, care lămuresc, dacă vreți, cui aparține lumea aceasta și am să mă refer întâi la capitolul 2, versetul 21. Dacă tot afișați, atunci mă veți ajuta cu acest verset. Daniel declară în fața unui împărat puternic, el, adică Dumnezeu, schimbă vremurile și împrejurările. El răstoarnă și El pune pe împărați. Și mă opresc aici. El răstoarnă și El pune pe împărați. Slăvit să fie Dumnezeu, care are asemenea putere. În capitolul 4 din Daniel se vorbește despre visul unui împărat aflat în apogeul carierei sale. Despre visul lui Nebucadnețar. În acest capitol 4, împăratul are un vis și niciunul dintre înțelepții din împărăția lui nu știe să îl tâlcuiască.
Totuși, visul a creat asupra împăratului un impact atât de puternic încât nu l-a putut trece cu vederea. Și a fost adus Daniel și Daniel îi spune împăratului despre vis și spune împăratului: copacul acela pe care l-ai văzut tu, copacul acela ești tu, împărat. Tu ai ajuns mare, ai ajuns puternic, pentru că nu tu, ci Dumnezeu ți-a dat a toate aceste lucruri. Va veni o vreme, dar inima ta s-a îngânfat și a ajuns să se împrietrească până la mândrie, spune acest om al lui Dumnezeu, îi spune împăratului. Vă dați seama cât de îndrăzneală, celui mai puternic împărat din vremea aceea. Și acest om al lui Dumnezeu știe ce se va întâmpla cu împăratul. Și spune: uite, împărate, asta ți se va întâmpla. Și de la versetul 24, dacă nu dau greș în jos, îi vorbește mereu: iată tâlpirea acestui fapt, împărate, iată hotărârea celui preanalt, care se va împlini asupra Domnului meu, împăratul. Și merge mai departe. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor, vei locui la un loc cu fiarele câmpului și îți vor da să mănânci iarbă ca la voi, mâncarea naturală. Vei fi udat de roua cerului și 7 vremi vor trece peste tine până vei recunoaște ce anume trebuia să recunoască pentru ca hotărârea lui Dumnezeu să se schimbe. Până vei recunoaște că cel preanalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Ei bine, Daniel îi spune acestui împărat: împărate, placă-ți sfatul meu. Și împăratul nu ia seamă la sfatul lui Daniel. Trec peste împăratul acesta 12 luni. După 12 luni, pe când se plimba pe un loc mai înalt și își admira realizările, s-a auzit o voce de data aceasta din cer. Nu-i mai vorbea vreun înțelept din împărăția lui, nu-i mai vorbea Daniel, robul acesta dus din țara lui Israel, din Iuda, de data aceasta îi vorbea o voce din cer. Și știți ce mă surprinde cel mai mult? Încep să mă pun în pielea acestui împărat pentru câteva clipe și mă îngrozesc. Vocea din cer îi repete exact cuvintele pe care în urmă cu un an i le-a spus omului Dumnezeu Daniel. Omului Dumnezeu Daniel i-a spus niște cuvinte și vocea din cer a repetat exact aceleași cuvinte. Comparați și veți vedea. E bine, dați-mi voie să vă spun, dacă aș fi fost în momentele acelea în locul acestui împărat, eu cred că m-aș fi prăbușit, îngrozit. Poate că aș fi luat chiar aminte la cuvintele pe care Daniel mi le-a spus în urmă cu un an. Dar cert este că acele hotărâri anunțate prin Daniel și apoi confirmate de vocea cerească s-au împlinit. Împăratul acesta a fost izgonit, 7 vremi au trecut peste el, vremi în care a fost coborât cel mai jos cu putință, dacă vreți. Și după ce a recunoscut că cel preanalt stăpânește peste împărăția oamenilor și el o dă cui vrea, atunci Dumnezeu a schimbat iarăși lucrurile și l-a readus în poziția de împărat. Se întâmplă însă ceva cu fiul lui, Belșațar. Belșațar a văzut toate aceste lucruri. Și măcar că a auzit de la tatălui și a văzut experiența prin care Dumnezeu l-a trecut pe tatălui, Belșațar nu învață nimic din toate lucrurile acestea. Și dă o petrecere. Capitolul 5, capitolul următor. Își invită mai mari din împărăție, pe toți cei pe care voia să impresioneze probabil el, aduce vasele de aur și de argint luate de împărații babilonieni de la templul din Ierusalim, vasele care trebuiau să fie păstrate în slujba lui Dumnezeu, pune în ele vin, pune în ele alcool și dansatoarele pe acolo și petrecere mare. Dar în toiul petrecerii, Dumnezeu îi descoperă acestui împărat ceva și vede în dreptul unui sfeșnic care era atașat acolo pe un perete, vede capătul unei mâini, un cioc de mână, strig niște cuvinte și când a văzut scrise cuvintele acelea pe tempiala zidului, când a văzut mâna aceea care scria, s-a dus toată bună dispoziția împăratului acestuia, a început să tremure, i-au slăbit încheieturile genunchilor și ale șoldurilor, a chemat pe înțelept și nimeni n-a putut nu să tâlcuiască, nici măcar să citească scrierea aceea.
nici măcar să o citească, ce să mai vorbim despre tâlcuire? Și a fost din nou adus omul lui Dumnezeu Daniel și Daniel îi spune: Împărate, tatăl tău a fost trecut de cel preanalt printr-o experiență zguduitoare. Tu ai știut toate lucrurile acestea și nu ai pus la inimă nimic. Află că noaptea aceasta ți se va lua și ție împărăția. I-a spus și ce înseamnă cuvintele acele, le-a citit și le-a spus și ce înseamnă. Și tâlcuirea lor. S-a întâmplat așa? S-a întâmplat exact așa. Eu vin și întreb, după toate aceste experiențe, cine conduce lucrurile pe pământ, al cui este pământul? Eu vin și spun, pământul este al lui Dumnezeu. El a creat și El pune și îndregătorii. Câteodată îmi vine greu să accept adevărul acesta, dar Pavel declară în Romani, capitolul 13, cu versetul 1, că toate dregătorile și stăpânirile vin de la Dumnezeu. Câteodată îmi este greu să accept lucrul acesta, chiar dacă am citit Biblia de atâtea ori, îmi este greu, pentru că mă uit la lumea de astăzi și la cei care hotărăsc, care cred că ei hotărăsc, și îmi dau seama că oamenii aceștia nici nu vor să știe de Dumnezeu. Dar dacă Dumnezeu îi îngăduie, dacă Dumnezeu i-a rânduit, El știe de ce. Cert este că Dumnezeu este stăpânul absolut și în același timp trebuie să recunosc că în lumea aceasta care aparține de drept lui Dumnezeu mai este cineva care lucrează și El și lucrează împotriva intereselor lui Dumnezeu și lucrul ăsta mă necăjește de multe ori. Aș fi vrut ca Dumnezeu să-i pună frâul, dar va veni și vremea aceea. Va veni și vremea aceea când Dumnezeu va pune lucrurile la punct. În Biblia Domnului Iisus, stăpânul țarinii seamănă o sămânță bună. În lumea în care noi trăim, aceia care îl iubesc pe Dumnezeu transmit mai departe această sămânță bună. Pe de altă parte însă, Domnul Iisus spunea că atunci când dormeau oamenii, a venit vrăjmașul acelui stăpân, a semănat neghină între grâu și apoi a plecat. Când a făcut lucrul acesta? Noaptea pe când dormeau oamenii. Să dormi noaptea nu este un păcat. Problema este însă că la adăpostul întunericului se fac foarte multe lucruri rele. A semănat neghină într-un obor în care a fost semănat grâu este un fapt laș. El este condamnat, era condamnat chiar și în codul legislativ roman. Te-ai întrebat oare de ce ar face cineva așa ceva? Ce ar avea de câștigat un om dacă în oborul în care tu ai semănat grâu de calitate, el vine și seamănă, când tu nu ești acolo, vine și seamănă neghină? Ce ar avea el de câștigat? N-ar avea de câștigat nimic, de fapt. Pentru că nu va culege de acolo nimic. Atunci când este vorba despre vrăjmașul nostru, dați-mi voie să vă spun că nu ne putem aștepta la logică. El nu respectă nicio logică. El nu știe decât să distrugă, decât să nimicească, decât să prăpădească, să rupă relații, să năruiască familii și așa mai departe. Asta este specialitatea lui, singura lui specialitate. Dumnezeu este Cel care repară, care vindecă, ridică, întărește, înnobilează, frumusețează, slăvit să fie Domnul. Și vreau să spun, binecuvântat sunt aceia care ascultă de învățătura lui Dumnezeu. Din păcate, sunt oameni și tot mai mulți în vremea aceasta care ascultă de învățătura cealaltă, de cel ce seamănă între oameni neghină. Am auzit spunându-se că neghina ar fi o plantă care, în primele etape de dezvoltare, seamănă foarte mult cu grâul. Că după ce răsare, pentru o perioadă, este greu să faci deosebire, aproape că nici nu observi. Trebuie să fii un fermier foarte experimentat ca să observi de la început că ăla nu e grâu. Doar seamănă cu grâu, dar nu e grâu. Probabil că este așa. Acum fac aici o paranteză. Nu știu dacă în Țara Sfântă, în vremea Domnului Iisus, neghina arăta așa cum arată în vremea noastră. S-ar putea să fie o altă specie de neghină. Dar vin și spun așa, dacă într-adevăr deosebirea
a fost observată prea târziu, înseamnă că, pentru o anumită perioadă de vreme, cele două feluri de plante au fost asemănătoare. Și dacă ele au crescut împreună, lucrul ăsta, să știți că mie îmi dă de gândit. Se poate întâmpla în biserică tot să părem evlavioși și totuși, în același timp, unii să fim grâu și alții neghină. Să predicăm și din cât predică, unii să fie grâu și alții neghină. Și m-am gândit cu groază și în dreptul meu la lucrul ăsta. Am zis, Doamne, nu cumva să fiu neghină. Vreau să vă spun un lucru pe care nu știu dacă vi l-am spus vreodată. Într-o zi, cugetând la unele lucruri care țin de slujire, m-am retras în cameră și m-am pus și m-am rugat și am zis, Doamne, să nu mă lași vreodată să mă cred drept ceea ce nu-s. Când văd câtă pagubă fac în poporul tău oameni care se cred ceea ce nu-s, m-am îngrozit. Nu vreau să mă lași să mă cred drept ceea ce nu-s. Ferește-mă de păcatul acesta. Și acum vin și spun. Atunci când deosebirea a început să se vadă, știți când s-a ajuns la lucrul acesta? Atunci când s-a ajuns la formarea rodului, adică la formarea spicului, atunci deja au apărut primele elemente la roade, care e grâu și care e neghină. Până atunci toate păreau la fel, verde-verde, frunză-frunză, tulpină, cam la fel. Dar când s-a format spicul, adică s-a ajuns la roadă, atunci s-a văzut. Și trist este că și în biserică lucrul ăsta se vede prea târziu, dar se vede când se ajunge la roadă. În momentul acela, stăpânul a fost interpelat de slujitorii lui și aceștia au spus, stăpâne, n-ai semănat tu în țarina ta, în oborul tău, sămânță bună? Oamenii ăștia erau mirați, știau că stăpânul semănase sămânță bună. Dar ceea ce vedeau intra în conflict cu ceea ce știau ei. Și au spus, cum dar de are acum neghină? Și stăpânul le-a spus, vrăjmașul a făcut lucrul acesta. Ei nici nu știuseră. Vrăjmașul seamănă neghina lui atunci când oamenii nu sunt veghiatori. Când eu nu sunt veghiator, nu mă pomenesc că fac și lucrarea celui rău. Și este trist. Dacă noi am fi veghiatori, să știți că vrăjmașul n-ar putea să-și facă lucrarea lui așa cum ar vrea el. Dar pentru că nu suntem veghiatori, pentru că îi urmărim câteodată interese personale care nu coincid cu interesele lui Dumnezeu, sau cine știe pentru care alte motive, se întâmplă că vrăjmașul capătă dezlegare. Aici aș vrea să spun multe lucruri, dar probabil că le voi spune într-o altă împrejurare, ce poate să facă și ce nu poate să facă vrăjmașul. Pentru că este foarte important creștinii să știe ce poate să facă vrăjmașul și ce nu poate să facă. Dar merg mai departe. Robii stăpânului acestuia au întrebat, n-ai vrea, stăpâne, să mergem acum și să smulgem neghina? Și stăpânul a zis, nu. Lăsați-le să crească împreună până la coacere. Și ca să n-aibă ăștia multe întrebări, le-a și spus de ce. Pentru ca nu cumva, smulgând neghina, să aibă de suferit și grâul. Cert este că în vremea aceea, în etapa aceea când se formează spicul, rădăcinile celor două plante de obicei sunt întrepătrunse într-așa fel, încât este aproape imposibil să smulgi neghina și să nu afectezi rădăcina grâului. Smulgând răul acela din ogor, poți să faci ca și plantele bune folositoare să aibă de suferit, unele chiar să piară. Latinii antici aveau o vorbă care în traducere românește ar suna cam așa. Să piară lumea, dar să se facă dreptate. Adică nu mă interesează cu ce preț, dar lucrurile trebuie să fie puse așa. Domnul Iisus, prin pilda aceasta, ne învață altceva. Stăpânul acesta a spus, lăsați-le să crească împreună. El a știut încă de când a fost semănată neghina că s-a întâmplat ceva în ogor. El a știut de când au apărut primele frunzișoare verzi în pământul acela. El a știut mereu. Robii aveau să afle pe parcurs. Și acum, sigur că nu s-a bucurat de lucrul acesta, dar de dragul grâului a acceptat ca și neghina să rămână mai departe acolo. Imaginați-vă, dragii mei,
o familie în care unul dintre soți este la credință, iar altul nu. O familie cu 5 copii de bunăvoară, în care mama este la credință, iar tatăl este un fan al paharului. Poate să fie sigur și invers, dar în cele mai multe cazuri e așa cum zic. Unde familia e alcătuită din două persoane orientări religioase diferite, de obicei mama e la credință și tata e pe ulei. Imaginați-vă că tatăl acesta face prostii, îl mânie pe Dumnezeu și Dumnezeu trimite un înger și zice, ocupă-te de el. Taie la rădăcină și s-a terminat cu el. Și rămâne biata femeie singură cu 5 copii mici. Vă puteți imagina ce povară grea pentru femeia aceea? E doar un scenariu în care am încercat să arăt că Dumnezeu de multe ori îngăduie și celui rău să trăiască, pentru că folosește și el anumitor scopuri ale lui Dumnezeu, are și el rolul lui acolo. Dacă Dumnezeu ar interveni de fiecare dată, așa cum ne-am așteptat noi, îl vezi pe Ionescu, sper că n-avem nici unul în sală care să fie numit așa, Ionescu, îl vezi pe Ionescu că a făcut ceva strigător la cer. Și te aștepți ca Dumnezeu să intervină, să-l dea cu mașina într-un pod sau cine știe ce. Și trec ani și e bine, mersi. Zici, nu este dreptate pe pământ. Este îngăduință multă pe pământ din partea lui Dumnezeu, care răbdare și cu ăla. Vreau să vă spun și cu mine, Dumnezeu, foarte multă răbdare. Dacă mi-ar fi făcut după meritele mele, v-am spus în repetate rânduri, când eram tânăr, aveam un alt fel de a gândi și un alt fel de a mă purta. Și acum mi se întâmplă să mai fac câte o nedreptate cuiva, dar atunci făceam des. Trag nădejde că va veni o vreme când nu vom mai face vreo nedreptate nimănui. Cert este că Dumnezeu lasă cele două semințe, cele două plante, cele două stări să evolueze împreună. Mai există un motiv pentru care Dumnezeu lasă lucrurile să continue așa. Știți care? Ceea ce nu se poate întâmpla în pildă, se poate întâmpla în viața reală. Un om care toată viața lui a băut, a fumat, a înjurat, a mințit, a furat, a disprețuit, a făcut rău în stânga și în dreapta, se poate întâmpla ca în ultimii 2 ani de viață să fie cercetat de Cuvântul lui Dumnezeu și dintr-o dată să se întoarcă cu o pocăință din aceea după voia lui Dumnezeu și Dumnezeu să-l ierte cu totul. Și dintr-o neghină care a făcut mult rău în lumea aceasta, omul acela, în ultimii 2 ani de viață, să devină grâu. De unde știu eu că Dumnezeu nu are în vedere întoarcerea vecinului meu care îmi face nedreptate și eu mă uit la el și îl socotez neghină în vreme ce eu mă socotez grâu? Dumnezeu îl poate schimba. E adevărat, se poate întâmpla și reversul. Un om care toată viața l-a slujit pe Dumnezeu, spre sfârșitul vieții, să fie nevechiator și vrăjmașul l-a pândit toată viața lui până a prins momentul și l-a trântit de pământ. L-a ademenit, ba cu una, ba cu alta și până la urmă l-a trântit de pământ. Se poate întâmpla și așa. Dar dincolo de toate, Dumnezeu are răbdare pentru că dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Asta este dorința lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Amin. Va veni o vreme și Domnul Iisus le spune ascultătorilor de atunci, prin cuvintele acelui stăpân, va veni o vreme când vor fi primiși secerătorii să intre în ogorul acela cu secera și atunci se va face deosebirea. Neghina va fi smulsă, va fi legată și va fi aruncată în foc. 3 acțiuni care fiecare dintre ele parte de umple de groază. Smuls, asta înseamnă luat împotriva voinței tale. Până în vremea aceea, cei ce nu cunosc pe Dumnezeu, cei ce îl sfidează pe Dumnezeu, au libertatea de a face ce vor. Dar va veni vremea când nu vor mai putea face ce vor vrea. Smulși, legați și aruncați în cuptor. Adică neghina va arde. Aici, iarăși, mă gândesc de multe ori la o anumită învățătură care pare foarte drăguță
și prinde la foarte mulți creștini, o învățătură potrivit căreia Dumnezeu i-ar mântui pe toți. Măi, dacă Dumnezeu e bun, dacă e dragoste, așa cum scrie Biblia, cum să primită în iad pe cineva? Nici pentru o săptămână, dar pentru veșnicie. Cum să primită în iad pe cineva? Nu se poate. Ați înțeles voi, creștinii, greșit. Unul dintre autorii pe care eu i-am apreciat și din care am citit destul de mult, a ajuns să fie adeptul acestei învățături. Să creadă că există o mântuire generală. Dumnezeu va mântui pe toți. Însă, Biblia este foarte limpede. Domnul Iisus vorbește foarte limpede. Neghina va fi smulsă, va fi legată și va fi aruncată în foc. Cine nu vrea să înțeleagă asta, e treaba lui. Pe de altă parte, însă, va veni o vreme în care grâul va fi strâns bob cu bob și va fi adunat în hambarul lui. Despre ce va fi atunci, Biblia doar ne spune câteva detalii așa, din care ne putem imagina că pe aceia care îl iubesc pe Dumnezeu, care ascultă de învățăturile Lui, îi așteaptă un viitor glorios. Este pregătit pentru mine, este pregătit pentru dumneata, dacă noi facem parte din grâu. Fim îngăduit să mă folosesc de simbolul acesta și am să spun că neghina visa să ajungă în hambarul lui Dumnezeu. Și în loc să ajungă în hambarul lui Dumnezeu, a ajuns în cuptor. Neghina, probabil că a așteptat, dacă s-a văzut lăsată să crească împreună cu grâul, se aștepta să ajungă într-un loc fericit. Dar Dumnezeu le spune secerătorilor ce să facă și atunci, la final, în ziua aceea, se va face alegerea, trăierea. Eu cred în alegere. Eu cred în alegere. N-aș vrea să creadă cineva că eu contest alegerea. Nu. Eu cred în alegere, dar alegerea se va face la final, nu înainte. Îmi confirmă lucrul acesta și o altă pildă din care vom vorbi, pilda năvodului. Spun doar atât că pescarii au aruncat năvodul, din mare au prins tot felul de pești, și buni, și mai puțin buni, și la urmă au tras năvodul la mal, au deșertat pe mal tot peștele prins și au început să aleagă. Alegerea va fi la sfârșit. Și o va face cel ce nu dă greș. Slăvit să fie numele Lui. Amin. Dragii mei frați, dragile mele surori, eu mi-aș dori tare mult ca toți cei ce m-ați ascultat în seara aceasta să fim din cei care sunt cuprinși în categoria grâului ce va fi adunat în grâna. Niciunul dintre noi să nu ajungă să fie cuprins în categoria definită prin neghină. Pentru că cei care vor fi în categoria aceasta vor avea un sfârșit dureros, tragic și neschimbabil. Și asta este cea mai mare tragedie. Să nu se mai poată schimba nimic. Să nu se mai poată schimba nimic niciodată. Noi spunem să-ți petreci o veșnicie cu Domnul, dar exprimarea aceasta, o veșnicie cu Domnul, nu este una foarte fericită. Veșnicia este veșnicie. N-are capăt. Nu se termină. De aceea nu poți spune una, pentru că nu vei putea spune două. Totdeauna. Fie cu Domnul, fie departe de Domnul. Fie în grânar, fie în cuptor. Avem încă timp să alegem, avem încă timp să decidem, avem încă timp să schimbăm și ce nu putem schimba noi, să rugăm pe Cel ce poate. Și o va face cu bucurie. Domnul pe toți ne binecuvânteze. Amin. Amin. Cuvântul Domnului prin Iacov ne spune: cuvântul sădit în voi vă poate mântui sufletele. Dar există o condiție: să fim împlinitori a cuvântului, fapta, nu doar ascultătorii dulci. Să aducăm pe Dumnezeu o rugăciune de a sfârși să ne binecuvânteze, să trăim în împlinirea cuvântului, ca să fim fii împărăției și nu fii celui rău. În această rugăciune să ne rugăm și pentru părinții sorii Simona Pantea, care joi vor pleca, se vor întoarce în România. Dumnezeu să îi păzească, să-i binecuvânteze și pe noi toți. Să ne ridicăm și să ne rugăm.